Salutare, prieteni! Astăzi este o zi superbă, superbă de toamnă. Suntem aici pe centrul vechi, în fața fostului cinematograf Victoria. Să dăm un pic mai aproape. Aici, în 1980, 89, 1995. Aici vedeam multe filme bune, frumoase, prieteni. Iar când erau iernile alea grele, lumea aștepta în fața aici. Și am să vă mai arăt unde imediat. Sau acolo la perete, la acela, vedeți? Acolo era soare și acum, vedeți? Acolo stăteau oamenii, dintre care nu duream să și eu. Aici pe centru vechi, foarte frumos. Centrul vechi arată super frumos și acum, la ora actuală, ia uitați, minunat, prieteni. Să nu uităm că aici filmul românesc astăzi se lansăm în familie. Sunt câteva secvențe filmate de aici, din zona centrului vechi. De aici de unde vă filmez, în spatele camerei, aici erau pe vremuri numai case ca și acolo, vedeți, magazine. Eu acum unde filmez ar trebui să fi fost acum într-un magazin, vedeți, în incinta unui magazin, pentru că străduța era pe acolo, vedeți, și pe aici erau numai clădiri ca și acolo. Și să revenim la filmul ăsta, să arzansăm în familie. Vine trăsura pe acolo, se duce pe partea cealaltă, este pe la primărie. După aceea vine pe acolo, pe străduță, pe aici, vedeți, vine pe acolo. Și vine pe aici, trece prin fața cinematografului Victoria și se duce undeva către Puișor Daur, aici, unde e construcția, renovare Puișor Daur. Și se duce undeva în partea cealaltă, aproape de Hotel Valachia, Mănăstirea Stelea. Acolo, prieteni, urmăriți filmul Să se arzăsă în familie, acolo unde apare trăsura. Și să vedeți că așa este cum vă spun, pentru că am recunoscut imaginile imediat, prieteni, ale centrului vechi. Și aici, în față, la cinema, iar din nou, la ferestrele acelea două, ușa era chiar acolo și acum, dar numai că nu mai este cinema, nu știu ce mai aici, dar clădirea se menține bine, o arată bine. Primul geam de aici, din dreapta, se punea primul film al săptămânii, iar cel de acolo se pune al doilea din săptămâna viitoare, adică de luni. Urma un alt film din nou, iarăși. Rula un film o săptămână, de luni până duminică. Cel de-al doilea iar începe, de luni până duminică iar. Da, prieteni, chiar că sunt amintiri frumoase de aici pe centrul vechi și ne mai plimbam pe aici, că n-avea ce să face altceva, erau timpurile noastre, dar ne visam frumos, chiar n-aveam nicio treabă, n-aveam niciun stres, era chiar plăcut. Și o mică plimbare pe centrul vechi. Deci trăsura din filmul românesc, ca să se arătă în familie, vine chiar pe străduța asta, care vă filmez eu acum, iar pe actorul Geo Saizescu îl veți regăsi chiar aici.